Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din 7 Days to Die. Aleluia, aleluia, aleluia. Este ziua 56 cu roșu, deci știți ce înseamnă asta. E perioada aia lunii. S-a săptămânii, mă rog, în cazul nostru. Da, și la cum vor veni ăștia, da, chiar că e bună fază. Dar, da, sperăm că de data asta să fim pregătiți cum trebuie și, da, din câte se bine vedeam, am lucrat mai mult pe offline acum, a trecut timpul, am mai strâns fier, am mai făcut craft, am mai făcut una alta. Am făcut rost de butonă de ciment. Am fost până... Satul ăsta, stați că, mă rog, oraș, nu sat, că nu se poate numi sat. Am fost în orașul ăsta de zăpadă, am făcut și o loot cât am putut, mă rog, am fost la trader și am făcut loot un pic, că s-a putut fantastic de mult, dar în momentul de față avem următoarele chestii, în plus, mă rog, din ce se vede. Deci avem, am avut niște cărți, din păcate nu stau acum să trec peste, am un cuțit de level 3 în sfârșit și eu. Mamă, deci cu atât, nu mai știți ce v-a lăsat. Să vedeți pe parcurs ce am găsit, că am găsit câteva chestii, dar în momentul de față sunt prea... hyped. Da, mai avem puțin, mai avem un minut jumate, naibii. Da, și din câte se bine vede, am mai lucrat și pe zidul ăsta din interior, cum v-a zis, a doua linie de protecție. Bine, nu-i cine știe ce, am făcut numai din cobblestone, n-am mai avut destul ciment, ciment am mai dat pe afară. Îs două sau trei straturi ciment, nu cred că numai două. Mai e și un rând pe interior, na, bine, când avem snake cu cimentul, deja, na, era mai pe final, să zic așa. Dar ideea e că avem două ziduri, cât uși de cât rezistă, oricum o să avem mare grijă cu zidul ăsta, logic, primul. Și nu știu ce se întâmplă, bro, dar e o ceață că nu văd nimic. Și gen am lanterna pornită. Da, știu, eu nu știu că a mai fost așa într-o seară. Doar că nu în halul ăsta. Vorba aia, nici nu văd în fucking el. Da. Ce bezne, bă. Da, după ceva timp am aflat și eu cum se repară armele astea și acum e totul bine. Îmi place că eu am 150 de gloanțe și încă unul. Da, și eu aici am arsenalul pregătit, da, de la pușcă, așa, la rifle, la AK-47 dacă se împuche treaba. Chiar mă am pipe bomb și molotov, le păstrez eu? Sau... Da, ia le tu. Ok. M-am învățat minte. Băi. Bă, dar eu sper că o să plece șața asta, mă, până ori veni zombălăi. Cred că e o șansă prea mare. Fuck. De la ce ori de obicei vin ăștia? De 10. Ah, fuck. Bă, poate ceața asta că plouă sau nu plouă, mă, în joc. Dracu, ciudat. Nu cred că plouă, că nu suntem, eu cel puțin nu sunt ud. Da. Ia acolo, ah, tot timpul, mă, tot timpul înainte de invazie mai apar de ăștia și se aruncă în țepi. Baia, mă, baia. S-a ridicat ceața. Yes! Ajunge că ne trimit o hordă peste noi, nu trebuie și ceață. Aoleu, bă, stai, mă duc repede să iau o mâncare de-aia OP. Ia, acolo. Așa, bun, deci ce să bag? Meat stew. Deja putem face meat stew? Bă, încă de când, bro? Hobo stew e mai... Mănânc un hobo stew. Da, ce-ți bun e, da, te dau o grămadă. Dar mi se... Și îmi place foarte mult că gen nici nu consumă mult de asta, meat. Știi, deci pot, chiar pot face multe. Na, hai că începe, cred că. E aici în fața casei, la nord. Yo. Părând, bă! Ok, da. Să vedem de data asta cum ne descurcăm. Deci... Deja vin și câini și de-astea. Să am grijă la cior. Data trecută mă cam hălit o cioră.
Da, chiar că... Bă, mi se pare mie sau văd tipuri noi de zombi? Nu știu, pot să zic că poate doar mi se pare, dar... Păi erau ăia cu cârjați de sarca iepurii... Nu, mă refer la ăștia îmbrăcați în soldat. Da. Uite, am fost cu... Au mai fost 1, 2, 3 și invaza trecută, dar mă parcă fă, ăia, direct din start am văzut vreo nu știu câți. Da, dar ăia îmbrăcați militar acum dau XP mai mult decât dau... Mă rog, încă în fine, nu știu. O să vedem noi pe filmare după că nu stăm acum să ne, să ne gândim la asta. Foarte true. Ui. Ia cioară. Du-te, mă. Luat-o. Nice. Mi-a făcut fentă. E și câine, bă. La asta am zis eu mai devreme. Damn. Cu vin și câini. Am auzit un lup cumva? Lupule! Ia! Ghiță! Chiamă jos! Nu, cred că câinele mai mări, așa ca și un... Nu, am altul fel de la un moment dat. Ia. Yeah. De asta sunt așa de... Ce tocmai am auzit? Bă, jos! O eternă ambulanță cu mâinile pe la mine. Pa, 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 pa! Holy shit, dar mă ia tot pe colțul ăsta, dacă bolnuză. Da. Smecher. Bă, măcar să o tace pe colț, că pe colț avem unghi. Și... Suntem apărați de patru d-astea, de cum se numește, de oțel, de stil. Da, aici de am fapt, fapt... nu patru, de fapt chiar de șase. Da, chiar că... Bă, mă, câine, ce caut acolo, mă, câine, bă? Patru... Așa... De câțel... Ia, stai că țăpăm aici. Opa, uite, nu vorbim. Mamă, bă, dar... Și am level 26, ce drăguț. Bă, eu nu știu cum dracu e restul bazei. Păi numai aici ne atacă. Ok, scoși tu să-i ții. Da, am înțeles, vrei să faci o tură, ok, let, du-te. Safety, safety. This is bullshit. Ok, văd că au început să nu mai vină așa de mulți aici. Probabil că vin și unde suntem, că dacă eram amândoi veneau mai mulți. Habar n-am. Zic și eu acolo, doar... Și am crezut așa până ne-am trezit odată că au fost și într-o altă parte atacați. Ce am observat foarte des vin acolo în fața casei și din partea dreaptă. Rar câteodată aici stânga. Dar nu, ia, cam unul i-a atacat în rest. Hai că vin înapoi aici. Mamă, bă, dar se simte acum că am luat toate cărțile alea de Lucky Looter. Tu nu vezi cât loot avem? Acum am un pic că sunt niște șanse mai mare să pice loot de la zombie la mine. Nice. Mamă, eu... Deci așa n-aș vrea să sară unul de ăsta să ne ia așa pentru o surprindere de-aia. Surprinzătoare. Lol. De ce sare ghibolul ăla? Va. Parcă-i. Hai, se poate cu level 27 în seara asta? Nu cred că se poate. Ca să hai să vedem, depinde cât zombi vin. Ce scuipat ăla. Ok, da. Nice. Ce zbură cu curusus? Nu. Că te vă adunați aici.
Ia mușcați-o. Mă, bună, bă. A fost asta aici, nebună așa. Au luat foc și aia, dude. Sau ai dat gen cu alta acolo? Am dat cu alta acolo. A, era mișto. Ok, bun, deci deja putem, deja pot să zic că e, a sărit unul? S-a mort, că a sărit unul peste astea. Da, că chiar mai sar, mai ales câini. Iară scui păcios de ăla. Eu îți dai seama dacă le mâneau corpurile ăstora aici ce era în față. Era cu cadavre. Bă, dacă ăștia chiar nu mai vin pe nicio parte de nicio culoare și vin doar pe aici, o să fie foarte ușor de reparat baza, măcar. Măcar atât. Uite cum se duce. Se duce pe jos. Ia, văd aici, în stânga, în sud-vest. La numai 2. Oh, vine și aici. Damn. Cum e făcutură? Am o văd câțiva, dar nu știu dacă sunt mulți aici în spatele casei. Ok, bun, deci acum încep să vină pe aici. Wow, asta e cea mai proastă strategie pe care o puteau face. Ok. Hei, spre bine nostru. Da. Da, nu m-a ajuns la țipit de metal data trecută. Încep pe aici să apară, ha? Hai că mă dau cu puțin și spre est. Tu stai aici în spate. Vreau să verific și partea asta. Aici, da, e ok. Bun. Ai, hăpta mă, mi-a trei reload. Când de pe lângă. L-am luat. Eu nu-mi dau seama de o chestie, noi luăm XP pe ăștia dacă nu-i omorâm noi, nu cred, nu? Bă, nu cred. Atunci trebuie să încerc să... Uite-l dracu cum m-a ajuns acolo. Iară cioară. Da, 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 e cioară că luăm. Deja am omorât 3. Ok, la naiba. Ce-a pus? Jos cu voi. Dude, e unul care gen a ajuns sub noi. Păi, am omorât? Da, acum. Trebuie să-mi încarc. Yeah! Unde dracu' v-o fi ajuns? Nu știu, mă duc, mai fac o tură în față să văd, care se spawnează în față. Nu știu, văd că se mai spawnează un pic și pe aici. Dar oricum s-a cam dus seara. Adică asta a fost partea cea mai nasoală. Deci ok. Ok. Nu, aici sunt în față, nu. Am acolo, dacă mai la tine. Mai sunt aici. Vezi cioară că vine spre tine. Mai vin și în partea asta un pic mai înspre stânga. Iau, e gata, e zi. Yep. Nice. Au, văd așa ce strategie tâmpită amu. Spre fericirea noastră. Să știi. Da, e bun. Mai e un câine jos. Robot.
Well, încercarea mortenare. Hop, nu mai era asta așa. Ok, încă o dată. Încercarea mortenare. Hop. Chiar cum dracu ieșim de acolo. Mamă, deci dau ăștia niște looturi, fratele meu, acum de fiecare dată mâncare, gloanțe și încă ceva util. Văleu. Deși toate îmi dă, nu-mi fac eu la chestii de vândut pentru asta. Antibiotice. Două cărți pe care vreau să le verifici și tu. Gloanțe pentru mine. O altă carte pe care vreau să o verifici și tu. Hai că-ți las țipa aici și mai mă duc mai... mă învârp în jur. Sunt curios dacă îmi fac din astea de loot experiența necesară pentru a face următorul nivel, că mai am nevoie foarte un pic. Așa, 8 de XP. Un ciocan de ăla de level 6, hammer de ăla, de folosești tu. Ai nevoie? Nu știu, cred că am eu, deși să iau banan, l-am lăsat la bază. Îmi imaginez. What the fuck? Bă, deci mă jur, îmi fac ăsta plin naibii. Da, că eu deja am inventarul full, mă bag în bază. What is this? Dart Trap Schematic? What? Eu n-am idee ce e aia. Da, trap, dart. Da, m-am prins, dar zic așa că... Sună fain. Ia, sună fain. Bă, încă un pic, deci nu cred, fii atent că eu din bruxacele astea fac următorul nivel. Deci fără niciun mișto, fii atent. Bă, ce-am găsit? Rețeta la dinamită. Nice. Chiar că nice. Rețeta la șasiu la bicicletă, păcat că n-am nevoie. Era mișto dacă găseam rețeta la șasiu la motocic. Nu cred, deci mai am nevoie de o flegmă de HP, bă, și n-am din ce să o fac. Ei, de flegmă. Ăsta e cumva ce cred eu că e? Nu, ăsta nu cred că e loot, ăsta cred că e doar un luxac random, da. Bun. Damn, asta a fost o chestie foarte interesantă, ce pot să zic, o seară foarte mișto și foarte productivă. Mișteaux. Ia, acum întrebarea, eu pe unde mă duc înapoi în bază? Acolo unde sunt două rânduri de ăsta, de spike-uri, poți să dai jump. Bă! Fii atent că am mai găsit un hazmat boots. Hazmat boots! Nice. Și tot n-am, mamă. De fapt ea că n-am. Este bun. This is very, very nice. Ei, uite cum am dus de loot. Bandana. Și ai și-o, bă, dă-o încolo de treabă, mă. Dă cât XP mai am nevoie. Și asta. Asta e la tine la vânzare. Așa. Ce mai aici la vânzare? Nerdii ăsta. Mamă, cât de dubios sună când închid asta. Deci vă dați pe bun cum o să arate când o să facem toți pereții din... Poți să-i faci din fier? Da. Mamă, ar fi genial. Yep. Deci stai așa că să-ți arăt și eu ce am prins, că deja chestiile astea, dacă o să continui așa, de fapt știi ce, nu mai zic nimic. M-ați gândit tac din gură. Asta nu știu dacă era... Nu, asta nu era la... Bani ăștia... Materials... Forged... Asta aici, asta am zis că mi-e bun... Am muniția. De fapt, muniția asta o țin pentru mine, că am nevoie de ea. Painkillers, asta...
și asta și... Asta, în glanță, sus. Și am mai găsit o hartă, două hărți. Taylor și Jennifer. A, da, ia, deci, uite, uite-te la desortat, asta e tot ce am luat eu. Stai să fac și o schimb. Oh, nice. Ah, Blade Trap Schematic, văd că n-ai nevoie de el. Yep. Adică poți să-l... Deci tot ce ai acolo e învățat, da? Mhm. Că nu le-aș învăța chiar pe toate astea. Adică aș prefera putea să le vând pe unele. Ce mai ai? Da, adică aș prefera să le vând pe unele. Așa, așa... Dynamite... Uuu, ce șmecher. Dacă le ai tu deja, nu. Păi atunci, da, eu chiar le vând pe astea pe toate, mă duc direct acu să le vând. Stai că fac și eu în fiecare așa pe ți mai primit. Bine. Nu, astea are, le poți duce. Mă duc oricum, voiam să cumpăr ceva și mai aveam nevoie de un pic de bani și să vadă lumea când cumpăr. Bă, nu pot să cred că am uitat. A, da, mi se pare că am găsit. De fapt, și așa, dau încolo de treabă. Nu mai contează. Le pun arsece. Bun. După parcurs tu o să ce, vedeți voi ce am... Tu lopate de ce level ai? 5. A, că tăie 5 am și aici una, pe stoc. Ba. Băgăm aici. Mamă, nu pot să cred, mă duc cu mini bike-ul să vând chestii. A, și m-am mai luat niște... Oh, stai. Și am mai găsit niște bocanci și de-aia de hazmat. Dar nu cred că ne ajută cu... Ups. Nu, no, numai dacă mergi în cea zonă de-aia, să-mi dea radiation sau cea dracu, știi? Normal, dacă ar fi... Bă, dar chiar jocul ăsta încă e gen... Încă se face update la el sau gata, ăsta e jocul? Nu, no, nu, no, că mai se fac update-uri. Încă se lucră, nu de mult. Nu fac eu o lună ce update. Se mai lucră pe el. Și-or băga chestii noi. Păi ce, nu știu, e față de când am mai jucat eu, o băgat o grămadă de chestii. Nu era curent, nu era faza aia, nu era faza asta. La păi asta știu și eu, dar zic că dacă în momentul de față se mai lucrează în continuare sau gata, am cam pe aici se opre. Abar n-am. O să vă știi ceva. O să trăim și o să vedem. Și asta, așa? Ok, eu am ajuns la... La trader. Am ajuns la Jenny. Aite, Jenny mă așteaptă cu ușa deschisă. Drăguța de aia, ce poți să zici? Că fă Jenny. E sufletistă. Ia. Deci stai așa, inventory. În ziua 58 se schimbă. Dar până atunci hai să facem așa. Vindem. Vindem, că oricum o să facem. Vindem. Ce pana mea. Pana mea. Snake are pene. Ok. Șarpe cu pene. Am aceeași carte de 10 ori. Am cum ouă, doamne. Uai, câte chestii avem aici. Am ouă. Asta-s. Medicine. Cred că s-a suprapus alea. Să luăm medicine. N-am nevoie. Deci pe astea le-am dat eu, deci nu am nevoie de ele. Era una aici. For fuck's sake. Check chunky. Nu știu dacă aș vrea să iau chestia asta totuși. Da, mă, advanced bellow, ai nevoie? Advanced? Da, bellows. Bă, da, ia că nu avem bellow. Și la l-ar ajuta foarte mult să... Asta, să se forjeze mai repede, să stupească mai repede, da. Bine, am luat unul și vreau să iau și schematic de ăsta. Dai schematic sau item? Item. Ah, perfect, măcar mă mai stresez cu el. Și fii atent ce avem, dar sunt destul scumpicele.
SMG autoturret și shotgun autoturret. Mamă, ne descurcăm. Nu știu acolo cum e cu electricity și cu alte franțuri. De zis să nu iau? Da, cât costă? 7650 SMG auto și 6300 shotgun auto și mai aveam... În cât timp dispar? Mâine, următoarea zi pe 58, pe ziua 58. Ar trebui poate după ce termin video să mă uit pe net că cum funcționează astea, dar na, vorba aia păi... Dar e doar item sau e schematic? Item. Deci îl pui într-o parte și aia e. Plus că nu știu cât e bine trag alea, că na, noi mai încercăm, mai dăm aim, ăla dacă trage cap bolundul, nu mă strică glanțe. Am ajuns chiar așa. Păi da, cam asta zice și, și descrie aici, că a motion sensing bullet hose, not really distinct its piles of 9mm ammunition. Da. Adică na, dacă am fi fost noi chiar în halul ăla de... bogați. Bine, atunci o să cumpăr un Grandpa's Learning Elixir, că, mă rog, rețetă ca să craftăm chestia asta, care ar fi foarte bună să o folosim, uite, în faze de-astea, gen. Deci, pentru asta îmi fac eu investiții. Capo. Așa. Ai să-mi bag piciorul. Nu. No. Mamă cât de scumpă e. E ce? Da, asta. Can of dog food. Ai mâncare de câine? Nu pot să cred că am ies. Deci stai, Chemex, nu Chemex. Mâncare. Nu mâncare, mă, mâncare. Grandpa's Moonshine. Mâncare, nu, mâncare. Da, mă, mâncare, nu, mâncare. A? Nu contează, tu ignoră mă acolo. Aia pot să fac. De. Gata, da, hai să plecăm. Trebuie să ne mai apucăm să mai facem niște bani eventual. Poate facem level 3 la asta ca să luăm motociclete. E, da. Adică am putea face câteva... d-astea. Misiuni. Da, mă rog, da. Da. Cred că asta ar putea fi, nu știu, să zicem, sfârșitul episodului. Da, yep, că aici oprim. Da. Noi am fost Frații Cancer, dați și voi un like acolo, că am uitat să zicem. Vă rugăm. Viitoare. Numai bine. Pa, pa. Ciao.